Al meu a ieșit puțin verde, deoarece uleiul de măsline este virgin nerafinat, este un ulei verde. Dacă puneți ulei galben, el o să iasă de culoare galben. Mucidei de usturoi la Sevia Cas. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să revin cu o rețetă simplă, foarte simplă, mucidei de usturoi făcut la Sevia Cas. Mulți poate știți această rețetă, mulți poate nu. Eu vă arăt o formă simplă de a face un mucidei gustos la voi acasă. Haideți să începem. De ce avem nevoie? Usturoi, 3-4 cățeluși de usturoi, ulei, eu folosesc un ulei de măsline bun, și această pioca să pică, da? În cazul în care sunteți la grătar, la pădure undeva, să putem să-l facem manual, fără blender, fără nimic. Și, bineînțeles, sare, un praf de sare. Haideți să vedeți. Cu prima dată curățăm usturoi. Uitați o formă foarte simplă. Apeși pe usturoi puțin și el să curăță. Gata. Imediat, așa de bine. Dacă e stricat puțin, îl curățăm. Vedeți? Apăs și usturoiul imediat curăță. Odată curățați, bine, le tai așa cotoarele, vedem dacă sunt stricați. Uitați ce le fac. Îi desfac și ca să nu ne vină înapoi pe gât, vedeți, îi scoatem mijlocul de aici. Acesta îl dați la o parte. Bun, i-am curățat și acum ce facem? Acum îi tăiem în bucățele mici, cam așa. Cât puteți de mic, vă spun de ce. Astfel, în contact cu sarea, acum când o să-i pun în acest recipient, în contact cu sarea să-și lase eu puțină apă. Că această apă, împreună cu uleiul care o să-l punem, ne ajută să legăm acest mușdei. Da? Luăm usturoiul, îl punem aici în recipientul nostru și prima dată îi punem sare. Aici punem puțină sare, amestecăm puțin sare așa. În timp ce eu îmi spăl mâinile, îl lăsăm acolo 2 minute. Așa. Acum, cu răbdare, începem activitatea noastră. Prima dată, eu așa îl frec, îl pisesc bine, bine, facem acest usturoi o pastă. Doar cu sare. Filmează aproape, te rog, eu am dat fundul la o parte să nu facă mulți gomi, ia uitați. Vedeți cum a ieșit? O pastă. N-am pus nimic decât sarea și usturoiul și cu puțină apă care și-a lăsat am făcut o pastă. Și acum începem să punem uleiul, dar aici e foarte important să-l punem picătură cu picătură, câte puțin, așa. Vedeți? Uleiul trebuie să-l incorporăm puțin câte puțin, nu ne grăbim. Între timp ce prietenii voștri fac grătarul, unul dintre voi se pune aici și pregătește maioneza. Deci s-a incorporat și acum îi adaug iar ulei. Asta e important. Până nu se incorporează uleiul, nu mai adăugăm. Vedeți? Amestecăm bine. Acum când a prins un pic de consistență, l-amestecăm. La început îl băteam ca să poată să crească. Așa. Partea bună, prietenii mei gurmanzi, că faci și sport. Faci brațe aici. Gata. L-am întărit. Vedeți? Singurul lucru care trebuie să facem. Să adăugăm ulei, uleiul înmulțește acest mușdei. Altceva ce vreau să vă spun, că se folosește foarte mult, să punem la început un gălbenuș de ou. Pui gălbenușul de ou peste usturoi la început și după aia pui uleiul. Eu am sărit peste gălbenuș de ou, îl consider că este mai bine așa fără gălbenuș de ou. Dar dacă vreți, puneți un gălbenuș de ou și procesul tehnologic este același. Eu astăzi l-am făcut fără gălbenuș de ou și dacă vreți să vedeți un sistem mai repede, uitați-vă la rețeta de maioneză Sebi, maioneză rapidă Sebi, să vedeți cât de repede am făcut acolo maioneza într-un minut cu un întreg. Se poate face și fără ou și o să vă prezint o rețetă de maioneză pentru salata de bœuf acum că vin sărbătorile. Cum să faceți maioneza acasă să nu se taie niciodată și dacă se taie, cum trebuie să procedați. Atâta tot. Că o să vă obosească mâna. Îmi scot un castronel și îl punem aici. Eu l-am pus aici în castronel, al meu a ieșit puțin verde, deoarece uleiul de măsline este virgin nerafinat, este un ulei verde. Dacă puneți ulei galben, el o să iasă de culoare galben, dacă îi puneți și ou, o să iasă și... Uitați-vă cum a ieșit, vedeți? Un gust excelent, nu s-a tăiat, dacă puneți mult ulei se poate tăia. Prietenii mei gurmanzi, nu o să trec la momentul cel mai așteptat acum, deși mi-a lăsat apă în gură, aștept cina cu puțină cărniță. Vă pup și probați cu încredere acest mușdei de usturoi la voi acasă. Pa, pa! Prietenii mei gurmanzi, sunteți iubiți!